vreau să vă propun astăzi un antrenament de care eu sunt încântată, în care lucrează toți mușchii corpului, dar în special mușchii fesieri. Vom avea o combinație de 4 exerciții. Fiecare exercițiu se execută timp de 1 minut, cu pauză de 30 de secunde. Trebuie să trecem prin fiecare exercițiu de 3 ori. Începem. Primul exercițiu. Avem fandare în lateral, pieptul este lipit de coapsă, talpa, toată talpa este pe sol și palma pusă pe podea, da? Și din poziția asta, prin săritură, schimbăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Țineți spatele drept. Nu-l arcuiți. Și tot așa, timp de un minut. O să vă intre aproximativ 35-40 de repetări. Exercițiul al doilea, pe care îl facem după o pauză de 30 de secunde. Avem poziția de fandare în spate. Proiecția genunchiului trebuie să cadă în interiorul tălpii, deci nu stați așa, ci așa. Și lovim cu piciorul din spate, îl ducem la loc și apoi săritură. Piciorul din spate lovește, săritură. Lovim, săritură. Lovim, săritură. Și tot așa, un minut. Pauză 30 de secunde și trecem la exercițiul numărul 3. Stăm pe un șold, sprijin pe palmă și ne ridicăm și lovim. Un minut. Încă un minut pe partea cealaltă, da? Simplu. Pauză 30 de secunde și ajungem la ultimul exercițiu. Pornim din picioare și lăsăm un genunchi pe podea, celălalt, palmele pe sol și prin săritură ajungem cu ambele picioare pe podea și ne ridicăm. E foarte important să faceți acest exercițiu la un anumit ritm, adică acesta. Și sus. 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 Avem 1, 2, 3, 4. 1, 2,